A fost și un exercițiu de putere, de putere democratică, coborâtă în stradă. Piața universității trebuie să înceteze ca loc al manifestării opoziției. De ce nu vă duceți la muncă, bă? La muncă, bă! La muncă, la muncă, piratai! Mulți s-au retras, dar au rămas toată pegra care parazitase viața universității cu bani care se ofereau, cu mâncare care se trimitea, cu corturi, cu simularea grevei foamei. Eu am fost unul dintre medici care le-am acordat asistență medicală, adică îi luam și făceam glicemia și copii cetonici la mine la spital, la Corța. Salvați mediștii foamei! SRI-ul a avut ca sarcină expresă să vadă exact cine și ce anume caută dintre cei care nu erau preocupați de opinii democratice, ci de a incita diverse lucruri. În Timișoara s-a anunțat 200 camioane care vor veni și vor descanta parașutiști în sprijinul mișcării noastre. Instituția numită Televiziunea Română sau instituție criminală pentru poporul român. Forțe interesate au încercat să organizeze tulburări. Dacă acest guvern se va instala la putere, nu-l mai dă jos. Au avut loc negocieri cu ceea ce mai rămăsese în piața universității. Au venit la guvern la viceprim-ministru. Cine a stat de vorbă acolo? Cu cei doi miniștri de la Poștă și Telecomunicații? Cine-i crede să nu au spitul de voi cap? Și să convenise că la 12 iulie să elibereze zona ocupată și să se poată restabili circulația. Cei rămași acolo i-au bătut pe ăștia care au acceptat asemenea promisiune și m-au vrut să părăsească. Vom înceta greva foamei așa cum ne-am angajat, dar la data la care se va da în mod real o autorizație completă pentru un post de televiziune independent.